sezonul propice pentru execuția lucrărilor de toaletare este sfârșitul toamnei, atunci când cad frunzele, și începutul primăverii, până apar primele frunze. În perioada de vară, în mod special, se fac inventariile la arborii uscați 100% sau în declin biologic avansat, pentru a fi defrișați. Inițial se face o cerere către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei București, se aprobă și după aceea se execută lucrarea de defrișare. Se pot executa și toaletări la arbori doar prin eliminarea ramurilor uscate sau frânte pentru îndepărtarea pericolului. În perioada de vară se mai pot executa toaletări în sensul că sunt ramuri ale arborilor care afectează vizibilitatea semnului de circulație și a stâlpilor de iluminat public. Numărul de arbori, în special în spațiile verzi ale blocului, este foarte mare. Au coronamente destul de stufoase, mulți arbori. Toaletările pentru echilibrare și regenerare coronamente arbori se execută numai în perioada de repaus vegetativ. Sfârșitul toamnei, începutul primăverii, în baza avizului general emis de către Primăria Municipiului București, Direcția de Mediu. Este foarte important să facă o cerere scrisă cu ștampila Asociației de Proprietari, în cazul blocurilor, pentru a se putea lua măsuri concrete în sensul acesta. În afară de arborii uscați complet, care neapărat trebuie defrișați, sunt arborii verzi, aparent sănătoși, dar care au diverse boli. Prezintă scorburi undeva la bază sau chiar mai jos și mai periculos, scorburile la nivelul coletului. Sunt și mai greu de observat, aceea de asemenea trebuie defrișați în regim de urgență. We'll be right back.